A început săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștină. În cadrul acesteia, la Catedrala Patriarhală a fost oficiată Vecernia Ortodoxă, la care au asistat și reprezentanții altor biserici din București. Slujba a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, în prezența Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Tema săptămânii de rugăciune pentru unitatea creștină de anul acesta este inspirată din textul scripturistic Atunci a venit o femeie din Samaria să scoată apă. Iisus i-a zis, dăm să beau. Evanghelia după Ioan, capitolul 4, versetul 7. Meditația primei seri a fost susținută de reprezentantul Bisericii Evanghelice din București. Tema și citirile biblice din acest an au fost pregătite de către bisericile creștine din Brazilia, o țară profund religioasă, dar și măcinată de probleme social-economice complexe. În completarea motoului săptămânii Dăm să beau, au fost de asemenea alese câte 4 citiri biblice pentru fiecare zi. Textele biblice pentru ziua de astăzi au ca temă comună dorința și strădania de a-L cunoaște pe celălalt, pe semenul care vine dintr-o altă cultură, societate, națiune și care are altă credință. Astfel, săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor poate fi privită ca o ocazie de pelerinaj, o scurtă perioadă a anului în care îl putem căuta pe Hristos și prin intermediul celuilalt, în locuri care au tradiții religioase diferite. Prefericirea sa a vorbit la final despre importanța organizării săptămânii de rugăciune pentru unitatea creștină. Aducem mulțumire lui Dumnezeu în seara aceasta pentru că suntem pe drumul cel bun de prezență la un loc pentru a semnifica vocația creștinilor pentru unitate și în același timp să ascultăm împreună tâlcuirea textelor din Sfânta Scriptură pe care fiecare, din punct de vedere confesional, le citim și le tâlcuim pentru comunitățile noastre. Prin meditația asupra textelor din Sfânta Scriptură, noi ne întărim propria credință și în același timp ne deschidem vecinilor și celor care sunt aproape de noi, atât aici în țara, în România, cât și în diasporă sau în alte țări unde ne aflăm. La slujba a participat și Victor Opaschi, secretar de stat pentru culte. Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștină se va încheia pe 26 ianuarie la Catedrala Romano-Catolică Sfântul Iosif.